Mesaj special pentru marinari de la Arhiepiscopul Tomisului cu două zile înainte de Ziua Marinei. Într-o înregistrare video, înalt preasfinția sa Teodosie a subliniat importanța sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, care se celebrează pe 15 august, și legătura profundă dintre marinarii români și Maica Domnului. Biserica noastră ortodoxă a neamului românesc, care are vechile rădăcini aici, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, face o legătură atât de strânsă între cei ce călătoresc pe mare și Maica Domnului care o crotește. De aceea a fost așezată Ziua Adormirii Maicii Domnului ca sărbătoarea cea mai importantă a marinarilor.